Bună seara, doamnelor și domnilor, și Hristos a înviat! Mai scad temperaturile, dar în continuare vremea va fi caldă în multe locuri din țară. Vă dau detalii imediat, acum vorbim despre Europa. În jumătatea nordică a continentului sunt așteptate ploi, iar local chiar lapoviță și ninsoare. Cele mai mari cantități de apă vor fi în arhipelagul britanic. În restul continentului vedem soarele și doar pe suprafețe mici va ploua. Pe partea vestică a continentului temperaturile vor fi în ușoară creștere. Iată, în Lisabona se vor înregistra 23 de grade. La noi în această noapte e posibil să mai vină câteva averse slabe, însoțite de tunete și fulgere, în estul și centrul țării, de asemenea și în zonele de munte. Vântul o să agite atmosfera în toată țara, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 17 grade. Cel mai plăcut în această noapte va fi pe litoral. Începutul de săptămână aduce vreme mai rece în vest, centru și nord, iar în restul țării va fi cald, dar ne putem aștepta în continuare la ploi. În estul Munteniei și în Dobrogea, pe alocuri vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în nord-vest și ajung până la 25, chiar 26 pe partea sud-estică. În București, deși mai scad puțin temperaturile, mâine vom avea o zi frumoasă, cu soare și o maximă, iată, de 26 de grade. Marți, vremea devine ușor răcoroasă, dar plăcută. La amiază se vor înregistra 21 de grade. Miercuri se încălzește, iar seara și noaptea sunt anunțate ploi. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. La munte, mâine, se răcește. Pe arii restrânse vor fi averse slabe, iar în nordul Carpaților Orientali sunt anunțate precipitații mixte. Vântul va prezenta intensificări cu viteze mai mari în zona înaltă. Marți, răcirea ajunge și în regiunile sudice, dar și în cele sudestice, unde e posibil să mai vină câteva picături de ploaie. În rest, cerul va fi mai mult senin, iar maximele pornesc de la 14 grade pe litoral și ajung până la 22 de grade prin sudul țării. Miercuri se încălzește ușor, dar vremea devine instabilă și vin iar ploi zgomotoase, în special în zonele de munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 grade pe litoral și ating 25 de grade prin sudul extrem. Cam atât pentru moment. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. La revedere!